5, mă, boxă mortul eu. Deci cea mai tare poveste care s-a întâmplat în povalea asta, nu? Păi ce s-a întâmplat? Da. La Sân Jos, băi. Aveam salonul în Sân Jos, băi, de coafor. Da, de coafor. Și-a venit doamna de la recepție de la Hebe și-a stăm nici prea, trebuie să duci un bolnav. Să sunt rău în restaurant. Dar zic, câte unii, eu zic că la dispensar. Bun. Am tras mașina în fața Hebelui. Eu e stacat așa și am zis că să vină bolnavul. Mă gândesc, l-a dus și întreg, în picioare. L-a dus într-o pătură. Asistenta s-a urcat în spate, aveam un Renault 5 cu 20. Ăla în dreapta mea, dar are 95 e mic. Cu mașina am plecat de la Hebe, când am ajuns în față la poliție, am făcut... Și s-a făcut albastru. Pistile aferate. Am fost la camera de gardă, s-a dus asistenta, o scrie imediat vin. O vine doctorul, o scrie sus și-a pus stetoscop, bam, bam. O fi sus și-a costat în deces, o zis. Și-a plecat. Asta a fost 15 minute cu mortul, mașina acolo, la dispensar, în față eu. Eu cu mortul școala și cu oamenii pe lângă mine, că murită la mașină, că aia știau deja. Și eu, s-a murit. Așa, aici, mașina mea. Toată lumea, la blocul, mă, frate, acolo cu mine. O venit aia, au zis, mă, dă-mi un telefon. Era cabina telefonică, n-avea telefon la, știi, să sun. Nu, era mobilă, mă, frate. În 2001. S-a dus la cabina telefonică, bă, cartela, pac, o sunat. Pac, o zis, era sâmbătă seara. O zis că putem să-ți luăm luni la ora 9. Păi și fac cu mortul. O zis că nu putem lua, că nu lucrează pompele funebre, mă. Și trebuie să vină din bistea, că nu era cameră să mergi, să-l gropi. Nu e duci mortul, mă, ne bagi vizitar, ce faci cu el? El e stațiune, muri, nu era salvare, nu era nimic, să zicem, băi, nimic, absolut nimic. Și pe timp de vară era treaba asta? Pe de vară, mă, în iunie, mă, când era balul bobocilor, eu eram cu părul la fete. Mă așteptau și alea, să mă duc înapoi la coafor, că eu am dus numai bol pe teagă, de-aia s-au murit. Și-au murit în mașină, nu-ți mai ai miliția jos. O vine miliția, o spune la miliția, vine miliția, miliția în sătimea de morți, de ăsta. Stăte la vreo 6 metri așa, zic, domnul polițist, ce fac ăsta? O zic, dacă îl dai jos, 7 milioane de amenda. Păi zic, ce fac ăsta? Îl îngrop eu, mă. Ăsta, îl îngrop eu, mă. O zic, am stat de la 6 până la 9 cu mortul în mașină, nu știa nimeni, nu mi-l lua nimeni, mort era a mea, mă. Eu puneam cu mortul. Mă, mi-e bune, trebuie să ajungă mortul. O zic, la morgă. Păi, pe funebre, eu, cu mortul. În șlap, cu până sus, frizeri. O venit aia, zic, doamne, îl duc eu. Unde trebuie să mă argă ăsta? Zic, mă, gândi că merge la Hebe, îl bagă într-o cameră, fiu, eu vin în viață. O să zic că nu, că trebuie la morgă. La morgă, unde morgă? La Năsăud, primul spital. Okay. Dar, zic, îl duc eu. Și-o venit aia, mi-a dat certificatul, buletinul, vă niciodată, am citit, când am venit, mi-a șitat în cap. O zic că tu te duci cu el la Năsăud. Păi zic eu cu el? Da. Mortul. Nimic cu mine, nu, eu cu el. Bravo, hai, să merg. Eu trebuie să mă scap de el, mă. Eu aveam treabă cu coaforul, cu pizde, cu asta. 21 de ani. Și fac mortul. Mă duc eu. Mă duc eu, zic că te urmărește poliție, Năsău, te așteaptă, pula mea, mărți. Cu mașina. La Feldru, după Feldru, sunt niște curbe la Nepos acolo. Eu Renault 5. Mă, când am făcut de alea, o venit așa ăsta și m-au atins. Deci când m-au atins pe mână, futeai pe mătă, te-ai trezit, m-am uitat la el. El era mort. Albastru, așa. No, l-am împins încolo, e o stație de autobuz dat la Nepos, l-am dat jos. M-am uitat la el, îi curau bele din gură. L-am legat cu drog din gard. A luat drog din gard, l-am legat. Să mor dacă vă mint. Erau oameni la ocazie, mă, omule. Eu mă gândeam că să stie vă unul cu mine, mă. O să nu mi-a luat pe la lăsă, o să bada, da, mă omor. Nu mai vreau. Bă, am pățit real, am pățit, nu, nu, că nu glumesc. Am plecat, am dat muzica mai tare, Renault. În Năsău, dar că mă așteaptă poliție, nu mă aștepta nimeni, mă. M-am dat postul de poliție, aveam sonerie. Ajuns în slab, eu cu mortul. M-am dus la sonerie în slab. Și eu ieșit ăla, o scătă și nești, s-a uitat la mine. Am zis, eu cu mortul, de asta. O zis că tu, și unde mortul, în mașină.
O venit ăla, s-a uitat în mașină și a zis că cine l-a legat așa? Era cu drogă de la din gardă. Era, că nu eram nic drogă, eu acum am găsit în gardă, în figura. I-am pus centura la gogul și l-a dus. Am ajuns acolo și că l-a eu. Sigur, zis, mă, omule, era la 10:30, să mă urc dacă vă minte. A zis, mă, omule, de la 6 îl port pe aici. Nu să vă să mă scap de el. O să stămi eu tipile, dar mie vine schimbul la 12, hai să stăm până la tu. Și lasă-te mea de morți, vine, ți-a așa la lângă pauză. Mă, omule, bun, hai să merg la morgă, îmi pun la mea în spitalul, n-ai treabă, te-o avin să te anunț. Da, 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 așa la... Veniți cu mine, nu, nu, du-te tu, țin, vin jos. O vine acolo când ajunge la portal și la câtă mie, nu putem să le-și aici. E nebun ăsta. Fie cu certificat, cu mortul, cu milițianul, tăți, nu puteți să lăși. Cum să nu poți să lăși? Poți că e încis în morga, mă. Nu-i deschid eu. Bă, deschide, mă, omule. Nu, mă, nu se poate, mă, omule, unde-i morga? În spate. Hai să merem până acolo să vedem măcar. Morga era încisă cu un cui, mă. Mi-a ies o sală mare, mesă de beton, pa, mortul. Milițianul la fel, cine merge în spate, mă, nu era nimeni la morgă. Nu era nimeni la morgă, numai portare. Zic, mă, omule, eu zic că cu mortul, nu-s salvamar, nu-s portar, nu-s salvator. Zic că am rămas cu el, dar așa, eu zic că-s bizeri, ai de milion. Și pune pe scaun, zic, mă, omule, nu-s pe scaun. Omule, când îl dundea, mă. Da. Și zice, câte mine, mă, omule, să-l lăs, mă. O să mă, dacă îl leși aici, nu leși așa, îl dezbrăcăm. O să-mi zic, și-l dezbrăcăm pe ăsta. Da. Mă, zice, nebun, tăți. Milițeanul la ușă, nu intra, frate. L-a dezbrăcat, l-a lăsat faina, am împachetat aia. Și am plecat acasă, la ora 11:30 am ajuns la chef, frate. Bam, buială, bam, eu eram la treabă, nu, fi și eu tău și unde. M-am zis acasă, la mea cu mort, am mai zis la unul, la altul. Am zis că se toată doamne, da, ai dus tu, da, mă, e de pula mea, mă, cear? Acum, pe ce are mortul? Băi mort, mă, dă-mi pula mea, mort, dar dă drujba, îl tăiem, tătă, băi, mă, saci, zi-mă, gata. E mort, nu? De ce te vreau? Luni dimineața, m-am culcat, luni dimineața, așa, să mă așa de poliție, la mine acasă. Zic, mama, așa ai făcut. Zic, eu nu știu. Tu ești cu mortul. Da. Am venit să-ți mulțumim. Nie. Nu, mă, nu era normal să duc mortul eu. Nu era normal să... Nu există așa ceva într-o stațiune balneoclimaterică când sunt jos, băi. Adică oamenii aici vin beteași. Nu-i vin sănătoși, mă, la Costinești. Și mor, pot muri, ia cum a murit ăsta. Și găsești fizianul să ducă mortul, să-l plimbe pe mâna pe județ. Da, mă, nu, și pe chestia asta la Sângeos, băi, acum există să mă mutăm. No, fază reală, man, nu no, ești un rău. Comedia că s-a uitat. Felicitări. În viață, nu că... Felicitări, uite, te felicit. Să facem tot confortul să se simtă bine mort. Exact așa e. Hai, dar eu am pățit că ar cu proști. Da. Și unde s-a întâmplat chestia asta? În ce țară? România 2021. România? Nu, 2001. România, bine, lucrului bine făcut. Nu, las ferbinți. Din Sângeos, băi. Dacă află ăștia, îți mută serialul aici la noi. Nu mută. Oricum, pe chestia asta s-a înființat smurdul. Asta oricum e tare. Da. Din cauza asta, pe bune numit. La Sângeos, că altfel da, n-am. Altfel nu, bă, nu. Ce se facă la Sângeos, mă? Pentru ce? Dar să ține bani primatiri, că mielesc. Vin două navi, de o apă și mor. Mor aici. Ca-ți fi zis, zic că fac. Merg la Sfântul Petru, te întreabă unde ai murit, la Dumitra sau la astea, nu de bine. Dacă zici la bar, la stațiune baleo de aia. Primatiri, de interes național. Altceva. Altfel te pune acolo în rând. Nu mă căpiță mai bere. Na, fain, mulțumim de poveste. Mulțumim de poveste. Bă, real.